Aș vrea să vă propun astăzi ceva diferit față de ce v-am prezentat de-a lungul anilor, ținând cont că de prin 2014-2015 am în fiecare an o prezentare la această conferință. De foarte multe ori am venit cu prezentări din perspectiva profesorilor. Aș vrea astăzi să vă prezint o analiză făcută pe propunerile studenților legate de modul cum ar trebui să arate un curs pe o platformă de e-learning. Ce are la bază această analiză? Are la bază cursul de instruire asistată de calculator de la modulul pedagogic și la acest curs au fost peste 700 de studenți care au dezvoltat și au propus propriile versiuni de cursuri. Iar eu astăzi vreau să vă prezint modul în care văd studenții că ar trebui să arate aceste cursuri. În 2017 ziceam că profesorii sunt cei mai importanți factori pentru luarea deciziei de schimbare în metodele de prezentare. În 2020 am ajuns la concluzia că studenții, fiind foarte familiarizați cu tehnologia, au conștientizat ce se poate face și cât de mult i-ar putea ajuta și de data asta vin ei cu propuneri și modele de integrare, de dezvoltare a procesului educațional. Poate că nu ar trebui înregistrat, dar de cele mai multe ori, cursurile și propunerile lor veneau la materii care nu le-au iubit și încercau cumva printr-o răzvrătire tinerească să demonstreze că se poate face altfel și mai bine. Eșantionul de analiză, 726 de studenți din perioada 2014-2020. I-am exclus pe cei de la modulul post-universitar, încă nu făceau parte din această categorie. Dacă remarcați puțin ca și distribuție, cine e interesat de așa ceva? În primul rând, studenții de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, cei care au uneltele la îndemână, ei pot să dezvolte singur o nouă platformă de la zero, dar ei sunt cei mai mulți înscriși, pentru că pentru ei reprezintă o oportunitate pe viitor să țină cursuri chiar pentru publicul larg. Avem foarte mulți de la Facultatea de Științele Comunicării și chiar dacă sunt foarte mici aici în triunghiul ăsta, studenții de la arhitectură au fost cei mai serioși și au făcut lucrurile cel mai conștiincios posibil. După care urmează celelalte facultăți. Pentru a-și dezvolta cursurile, au avut o platformă Moodle pentru ei, deci nu au lucrat pe campusul virtual din motive de siguranță a campusului. Este identică cu cea pe care o folosesc și cadre didactice din Politehnica. Și aș începe cu câteva concluzii care le-am extras în urma discuțiilor cu acești studenți. În primul rând, ei solicită ca în cadrul liceului, în cadrul facultății, să li se explice metode de învățare. Cum ar putea ei să învețe mai ușor? Și vă dau un caz de la mine din familie. Și eu și soția am terminat aceeași facultate. Stilul meu de învățat era două foi în mână. Eram zgârcit, înghesuiam pe patru file un curs întreg. Și aveam nevoie de imaginea de ansamblu. Soția, carioca, cariocile și de aici și subliniază.
Ce trebuie noi să facem? Să-i încurajăm să-și descopere propriul stil de învățare, să vadă ce se pretează pentru ei. Ajung în anul 1-2 cu această problemă majoră. Nu știu cum să învețe. Dacă trec de partea asta, lucrurile merg bine mai departe. În legătură cu materialele de curs care sunt puse pe campusul virtual, pe sisteme din acestea de e-learning, ce este deficitar în cadrul cursurilor din Politehnică ar fi animațiile și secvențele video, mai ales pentru acele cursuri care conțin niște procese tehnologice, niște fenomene fizice sau chimice care au nevoie de niște animații. Oricât de bune am fi desenator ca profesor la tablă, nu ne iasă o animație pe care o face, de exemplu, chiar Discovery. Mai nou, foarte multe materiale de acest gen pot fi integrate ca și resurse educaționale. O altă solicitare din partea studenților a fost ca pentru cei de la master să găsim variante prin care să îi ajutăm în cazul în care nu pot să plece de la lucru. Ideea de a integra cât mai multe teme mărunte care să compenseze, poate că nu reușesc să ajungă odată la servici. Și au insistat destul de mult în ultima perioadă pe introducerea a câtor mai multora teste de autoevaluare. Sunt puțin sceptic în zona asta, pentru că s-ar putea să înveți în stil școală de șoferi. Atâta frec testele până poate le trece. S-ar putea să nu fie cea mai bună metodă, dar să sperăm. Ca și concluzii pentru profesori, observați, studenții caută resurse educaționale deschise să fie integrate în cursurile clasice. Caută interactivitate, caută variante alternative. Am aici un exemplu de la cursul pe care îl țin la învățământ la distanță, dispozitive electrice și optoelectrice, unde, din vorba de studenți cu care mă întâlnesc foarte rar, fenomenele fizice sunt foarte complexe, ei trebuie să înțeleagă cum circulă electronii și atunci la fiecare subiect am inclus cel puțin 3 materiale video pe care le pot urmări în pauza de masă de la servici, pe autobuz, să-și facă o idee despre ce se întâmplă. Ne-am adaptat cursul de media digitală de la master, în care fiecare unitate de învățare are câte o temă, în ideea de a veni în sprijinul celor care uneori nu reușesc să ajungă. Pentru cei de la licență, alt stil, materie bazată pe programare, unde trebuie să facă multe exerciții și atunci au la început toată partea teoretică și foarte, foarte multe teste pe care trebuie să le dea și să execute programele respective. La întrebarea ce nu vă place la învățământul în Politehnică, răspunsul a fost clar 6 ani la rând, prezentările PowerPoint. De ce anume? Prea multă informație, figurile nu se văd foarte bine la distanță mare și se pierde acel proces didactic, deductiv, când faci o anumită demonstrație și mergi cu studentul pas cu pas. Dacă arunci rezolvarea gata pe tablă, studentul este preocupat să copieze, nu să parcurgă demonstrația. Ca și concluzie, haideți să reanalizăm conținutul prezentărilor. Referitor
la ceea ce primesc în format PDF. Nu întotdeauna paginile sunt A4, se folosesc prezentări PowerPoint pe post de curs în format PDF, nu-l pot lista din cauza fundalurilor care apar acolo și mai ales trebuie să fim atenți că la tipărirea alb-negru anumite figuri s-ar putea să nu se înțeleagă. Din cele 700 de cursuri care au fost dezvoltate, din înțelegerea că am avut-o cu studenții de a rămâne în anonimat, să nu prezint mai departe propunerile lor, să nu aibă probleme cu anumite cadre didactice, mi-am permis să iau un curs care nu rulează în Politehnică și să insist pe modul în care au prezentat studenții informația în format HTML. Dacă remarcați, sunt foarte multe link-uri mici, bucățele mici, astfel încât sub forma unui meniu studentul să ajungă foarte rapid la informația pe care o caută. Comparativ, un curs în format PDF de 100 de pagini, unde trebuie să îl caute pe telefon, să dea scroll, varianta HTML care se adaptează la dispozitiv, rezoluția, e mult mai practică. Ce au mai inclus studenții? Cel puțin două teste de autoevaluare, teme și aici am patru resurse educaționale externe. Filmulețe, materiale de la alte universități. Referitor la aceste resurse, o să găsiți pe pagina conferinței prezentarea PowerPoint cu câteva link-uri, unele poate chiar haioase, să vedeți cum se învață un algoritm de sortare software folosind dansuri populare maghiare. E foarte fain și chiar se reține pornind de la un astfel de link. Nu am timp să intru în detalii acum. Referitor la examinare, reclamațiile au apărut în general legate de testele grilă. Consideră că 10 întrebări nu sunt suficiente și uneori pot să fie nerealiste în evaluare, nerelevante, solicită să fie cel puțin 20, dar nici mai mult de 25-30, deja e prea mult. Se dorește mărirea interactivității în timpul cursurilor. Din punctul acesta de vedere, se poate interveni relativ ușor cu aplicații mobile. Personal folosesc acest sistem, cred că ați primit și prin sală de la o studentă de la disertație niște chestionare, să vedem ce se mai întâmplă prin zonă. Și pe lângă aceste chestionare care rulează în timpul cursurilor, contează foarte mult să am un feedback. De exemplu, asta am rulat săptămâna aceasta luni la curs și dacă remarcați, la una dintre întrebări este mai mult roșu. Asta înseamnă că ceea ce am redat poate că n-am înțeles foarte bine și având răspunsul instantaneu din partea lor, am putut să reiau ideea astfel încât să nu există semne de întrebare la sfârșitul cursului. Preferă întrebări cu nivel mai scăzut, să înțeleagă baza, nu chestiile de finețe. Aplicații de tip feedback instant, un exemplu cum arată, poate să crească, pui o întrebare la curs și vezi imediat ce răspuns îți dă, prin simplu fapt că își caută telefonul, se trezesc și devin mai activ. Referitor la tehnologia mobilă, până
Acum, până acum 4 ani, mi-era teamă să dau un astfel de test, pentru că nu toată lumea avea telefon mobil. În ultimii 3 ani, toți aveau telefon mobil. În ultimii 2, chiar toată lumea avea acces la internet. Deci, din acest punct de vedere, există un minim de infrastructură, astfel încât studenții să fie încurajați, dinamizați la cursuri din aceste tehnologii. Își doresc mai multe activități și proiecte colaborative. Am găsit foarte mulți studenți care sunt dorniți să-și ajute colegii, mai ales în zona de programare, dar au și pretenții. Acea persoană trebuie să-și dorească acest lucru. Nu îi ajută dacă vor numai să le dea o temă. O altă întrebare ar mai fi și cerință din partea lor, ar fi să cunoască fluxul informațional dintr-o fabrică și aici, nu știu dacă sunt de la cadre didactică care se ocupă de partea asta, să vadă ce s-ar putea face, modifica la cursurile clasice de marketing, management, să îi ajuta. Asta ar fi, să zic, spuse pe scurt, să zic, doleanțele și modul în care privesc studenții care au participat la această disciplină de instruire asistată de calculator.